Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru luni, 19 aprilie. Și acum să vedem pentru această zi de luni, zi în care avem mai multe evenimente astrale importante. În primul rând, Soarele o să se întâlnească cu Mercur, o să facă aspectul de conjuncție. Pe urmă, Mercur o să intre în zodia Taurului și în cursul serii Soarele o să intre în Taur. O conjuncție la gradul 29 de Berbec și tranziția de la Berbec la Taur. Ultima zi în care o să folosim acest set de cărți de tarot, pentru că de mâine, cum Soarele se mută în altă zodie, în alt semn zodiacal, o să schimbăm și noi energia cărților pe care le folosim în etalările zilnice. Hai să vedem pentru această zi, pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! Interesant! Hai să vedem, să le luăm pe rând. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici lumea, arcana majoră care în tarot ne vorbește despre planeta Saturn. Ultima carte din suita de arcane majore din tarot, care vine cu finalizarea. Eu zic că vine cu un final fericit, cu lucruri frumoase, cu un cadou de la univers pentru voi, mai ales dacă sunteți în zodia Taur, Leu, Scorpion, Vărsător sau Capricorn, dacă aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în una dintre aceste zodii. Aici, universul vă răsplătește pe fiecare în funcție de efortul pe care l-ați depus în trecut. Când apare lumea în etalarea zilnică pe această poziție, e ca și cum am avea un examen, un test, o teză, un examen parțial, în urma căruia fiecare dintre noi suntem evaluați de univers, de divinitate, primim o notă, și în funcție de meritele noastre ne primim și răsplata. Mi se pare interesant că a ieșit această carte în etalarea zilnică, fix în ultima zi în care Soarele și Mercur mai sunt în zodia Berbecului, pentru că ce urmează după această carte este un nou început. Aici vine finalizarea unui ciclu, finalizarea unei etape și bineînțeles că dacă a apărut astăzi, înseamnă că mâine va începe un ciclu nou, o etapă nouă, o energie nouă. Ceea ce e clar că se va și întâmpla, pentru că se schimbă complet energia astrală. Trecem de la Berbec, de la o zodie cardinală de foc, de la o zodie care inițiază lucrurile cu entuziasm, la Taur, la o zodie fixă de pământ, la o zodie care face lucrurile mai calculat, mai încet, care măsoară de 10 ori înainte să acționeze odată. Și aici o să simțiți și voi în sectorul vostru de dragoste, de emoții, de sentimente, această schimbare energetică. Dacă până astăzi lucrurile se desfășoară așa foarte focos, foarte impulsiv, foarte rapid, de mâine o să vedeți că lucrurile o să înceapă să se desfășoare mai încet, mai calculat, cu capul pe umeri, cu picioarele adânc înfipte în pământ. Prin urmare, pentru cei care sunteți singuri, care discutați deja cu cineva, deja de o perioadă sunteți în discuții, în interacțiune cu o persoană de care sunteți interesați sau interesată și vreți să începeți o relație cu această persoană, nu mai ezitați și faceți acest pas astăzi. Pentru că dacă mai lăsați până mâine, lucrurile o să încetinească foarte mult, o să piardă puțin așa din viteză, din putere, din forță și din energie și o să mai aveți de așteptat cam o lună până când o să aveți din nou suficientă energie și suficientă voință și curaj încât să faceți o ofertă de dragoste. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, aici lumea ne vorbește despre finalizarea unui ciclu în relația voastră. Ceva se termină, dar se termină pentru a face loc unui lucru mai frumos, mai benefic pentru voi. Aici, cu această arcană majoră, e clar că atât voi cât și partenerul sau partenera voastră lucrați la a clădi o relație solidă și cu această arcană majoră aici vedem că încep să se vadă rezultatele muncii voastre.
Este clar pentru toată lumea că sunteți un cuplu fericit, că sunteți într-o relație stabilă, de lungă durată, că ați învățat lecția saturniană și o să beneficiați și de cadoul de la divinitate, de la univers, pe care planeta Saturn vi-l dă. Pe partea de sănătate, avem aici Doiul de Săbi, o carte care ne vorbește de niște blocaje autoimpuse. Aici, pe starea voastră de sănătate, lucrurile nu evoluează, dar trebuie să recunoașteți că aveți și voi o parte de vină în această stagnare, în situația în care a ajuns corpul vostru, organismul vostru acum. Și văd aici niște frici, fie niște idei preconcepute la care nu vreți să renunțați și pentru că nu vreți să puneți jos aceste săbi care pot să fie niște temeri sau niște concepte învechite referitoare la sănătate, pentru că refuzați să renunțați la aceste lucruri, vă puneți singuri blocaje, bariere și nu reușiți să vă îmbunătățiți starea de sănătate. Și aici soluția este în mâinile voastre. Voi trebuie să renunțați la lucrurile de care vă este teamă. Voi trebuie să renunțați aici la niște idei învechite, la niște idei preconcepute care vă fac rău. Odată ce veți reuși să renunțați la aceste lucruri, o să fiți capabili să implementați mai ușor în viața voastră acele lucruri necesare pentru a obține o stare de sănătate mai bună. Că e vorba de o schimbare de dietă, că e vorba de o schimbare de stil de viață, că e vorba de un tratament, că e vorba de o operație. Indiferent de situația voastră particulară de viață, aici trebuie în primul rând să lucrați asupra mentalului vostru, să faceți mai întâi această schimbare mentală, intelectuală și pe urmă o să vedeți că o să fie, vă fie mult mai ușor să faceți și schimbarea fizică, tangibilă. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem aici Justiția, arcana majoră care în tarot ne vorbește despre zodia Balanței. Această carte a mai ieșit în etalarea zilnică fix pe această poziție și pe 10 aprilie. Prin urmare, gândiți-vă la ce s-a întâmplat în finanțele voastre, în cariera voastră, în afacerile voastre, în investițiile voastre în jurul datei de 10 aprilie, pentru că aceleași lucruri, aceleași discuții, aceleași persoane, aceleași oportunități e posibil să reapară în viața voastră astăzi. Și aici vreau să vă atenționez asupra unui lucru. Dacă pe 10 aprilie nu mi-ați ascultat sfatul și ați făcut anumite chestii ilegale, imorale sau la limita legalității și a moralității, dacă ați lucrat fără factură, dacă ați lucrat la negru sau ați plătit pe cineva fără să așteptați chitanța sau factura, e posibil ca toate aceste lucruri astăzi să revină în atenția voastră și să aveți probleme din cauza acestor acțiuni. Fie că serviciul care v-a fost prestat nu e la nivelul de calitate la care v-ați așteptat și pentru că nu aveți nicio chitanță, nu aveți nicio factură, nu aveți niciun contract, nici nu aveți nicio resursă legală ca să vă obțineți banii înapoi sau ca să obligați persoana care v-a prestat acel serviciu să refacă lucru ca la carte. Prin urmare, aici e o lecție karmică, da, pentru o parte dintre voi care trebuie să o învățați. Pentru ceilalți care nu vă încadrați în această categorie, Justiția iarăși vă readuce aminte de ce e important să facem lucrurile legal, să facem lucrurile cu contract, cu chitanță, cu factură, pentru că nu știm niciodată când e posibil să revină aceleași topicuri din nou, să revină aceleași probleme din nou și să fim nevoiți să apelăm la pârghiile justiției pentru a ne face dreptate. Pentru aceia dintre voi care astăzi trebuie să apeleze la un avocat, un procuror, la un contabil sau notar, lucrurile par foarte bine aspectate și de asemenea va fi o zi foarte bună pentru toți cei care lucrează în domeniul legal, în justiție, avocați, procurori, judecători, contabili, notari, toți cei care scriu legi, care creează legi, care lucrează în Parlament în promulgarea de legi. Toate aceste lucruri sunt foarte bine aspectate. Pentru o parte dintre voi, dacă tot așteptați să iasă o lege, verificați astăzi în monitor oficial pentru că s-ar putea să aveți o surpriză plăcută.
Și înainte să finalizăm această etalare, hai să vă scot și o carte suplimentară de la cardurile de înțelepciune, un mesaj suplimentar pentru această zi, ultima zi în care Soarele și Mercur stau integral în zodia berbecului, pentru că în cursul acestei zile se vor muta în Taur și odată cu mutarea în Taur o să renunțăm și noi la acest set de tarot care l-am folosit zilnic și o să trecem la un set nou. Până un alt, hai să vedem mesajul zilnic pentru astăzi. Tot ce am nevoie vine către mine la timpul potrivit. Cer ajutor, îi spun vieții ce vreau, iar apoi permit să se întâmple acest lucru. Încă un mesaj foarte frumos care ne descrie un alt aspect din legea atracției și anume că atunci când ne dorim un lucru, când vrem să se întâmple ceva în viața noastră, vrem să vină cineva în viața noastră, vrem să avem niște oportunități, odată ce ne-am pus această dorință, trebuie să ne detașăm oarecum de această nevoie a noastră, astfel încât să-i permitem Universului, să-i permitem Divinității să lucreze pentru a ne crea dorințele, pentru a ne îndeplini dorințele. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!